întâmple, subliniere Oianu cere suspendarea lui Klaus Iohannis, îl provoacă pe subliniere F-ul PSD, Liviu Dragnea, pe când un selfie de la provocare inedit lansat de deputatul Liviu Ple, subliniere Oianu, subliniere F-ului PSD Liviu Dragnea, după discuția purtat de liderul social-democrat un internaut pe Facebook. Ple, subliniere Oianu, îl întreabă pe Dragnea când va posta, subliniere I, un selfie de la marele meeting PSD împotriva noi security? Punct. În decembrie 2016, când Iohannis a refuzat rânjind propunerea de premier, Ferea se obosise ne ofere vreun argument de IPSD tocmai cât igase cu un scor istoric. Am spus că insul din deal ar trebui suspendat ICE, dacă nu e suspendat, se va asigura că nu va mai rămâne piatră pe piatră în România. Am reluat tema când ne-a povestit domnul Tericianu cum i-a spus Iohannis să nu facă alian cu PSD, pentru ce ar fi mai bine să nu fie prin preajm când va declana un război total împotriva PSD. I acolo exista temei pentru suspendare. Apoi, am solicitat suspendarea lui Werner când a călcat în picioare articolul 80, alineatul 2 din Constituie, care îi cere să fie mediator în societate, în clipa în care AIITNG acroie pentru a provoca și susține proteste antiguvernamentale. Ulterior, am considerat ce ar trebui suspendat pentru faptul ce a călcat în picioare acelai articol 80, alineatul 2 din Constituția României, care îi cere să vegheze la respectarea Constituiei, în momentul în care nu a ținut cont de nenumratele decizii ce cere, în care se face pe larghi la obiect vorbire despre repetatele încleceri ale Constituției României de cetre distins adies sugragerist covesi. De asemenea, din ianuarie 2017 până în prezent, am insistat în toate felurile posibile pentru a-l convinge pe președintele PSD, domnul Liviu Dragnea, ce e absolut necesar organizarea unui miting masiv, astfel încât nu doar românii lui Iohannis să aibă voce public, ci și românii majoritari. Din fericire, de două ori am reușit, împreună cu câțiva colegi, mai ales colege, să-l convingem pe președintele partidului. Din păcate, tot de două ori s-a întors pe dos decizia și nu s-a mai organizat niciun miting. M-am dus eu pe cont propriu în fața sediului DNAI la Cotroceni, cu portocale. Azi, Iohannis vine și ne spune ce românii au respins în iarna lui 2017 asaltul asupra justiției, ce împreună el, Geaca Saroie și românii lui, au reușit să oprească acel asalt. Ce rezult de aici? Rezult ce oine la îngacetoi românii vor păstrarea legilor lui Macovei. Mai rezult ce îi permite să o înlanga tocmai pentru ce în PSD nu a existat încă nu există curajul și determinarea necesară pentru a-i arta lui Werner, odată pentru totdeauna, ce românii majoritari vor modificarea odioaselor legii ale sinistrei Macovei. Tot azi, Iohannis i-a permis să ridice tonul i să apese pe vocale i consoane, aproape scrânind din dinii, dictând curii constituționale a României ce se fac i când se fac. Ce rezult de aici?
rezult ce Werner tocmai i-a mai adugat un motiv de suspendare presiunii asupra CCR. Mai rezult ce îi permite să fac presiuni asupra judectorilor CCR pentru ce tine sigur ce PSD nu îl va suspenda niciodată, orice ar face. Nu tiu cine i de ce îl sfântul tuiete pe domnul Liviu Dragnea acum îl sfântul tuiete, dar mi-e foarte clar ce, în ceea ce îl privete pe Iohannis, îl sfântul tuiete foarte prost. La război nu te duci cu lalele în mână decât dacă vrei neapărat să fii îngropat cu ele alturi. Probabil ce nu te interesează, domnule Dragnea, sfaturile și părerile mele. Însă eu tot o să vă spun ce cred ce ar trebui să fac PSD. PSD ar trebui să demareze procedura de suspendare a lui Werner Isleș sau să organizeze acel mare meeting, marele meeting împotriva noii security. Asta ar face PSD dacă liderul partidului ar evalua corect situația. Până la urmă, domnule Dragnea, doar inabilitatea partidului nostru face ca, după un an jumătate de la alegeri, să nu fi trecut în legile justiției, să nu fi schimbat în nici codul penal, nici codul de proceduri penal, să nu o fi revocat pe diez sufragerist, să nu îl fi rechemat din SUA pe marele ambasador Maior. Lista ar putea continua. Decât se conversai pe Facebook cu bizarul Mircea Marian, cel care le dădea protestatarilor adresa dumneavoastră. În februarie 2017, mai bine luai deciziile care se impun. Altfel, vom atinge performana de a fi trecut mai bine de 2 ani de când am câștigat spectaculos alegerile fără a fi schimbat cu adevărat ceva în ceea ce privește noua securitate. Lezai selfie, urile din mâini în elegei, vă rog, ce singurul motiv pentru care sute de mii de membri PSD nu au ieșit în stradă până acum este acela ce nu v-ai asumat dumneavoastră până la cap de această decizie, scrie presubliniere Oianu pe Facebook. Deputatul sublinierei semnează postarea, Liviu Pleoianu, un cetan care a intrat în politic exasperat de lipsa de curaj și abilitatea celor care spun ce luptă împotriva noii securității, a scris Pleoianu.